Trei din cele cinci proiecte de hotărâre aflate luni pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia au fost consecință a tot atâtea erori materiale făcute de funcționarii primăriei municipiului Alba Iulia. Culmea coincidenței este că una din greșeli s-a mai repetat odată anul trecut în aprilie 2012. Prima eroare materială îndreptată luni de legislativul de Alba Iulia este legată de rezilierea contractului decomodat încheiat de Consiliul Local cu Clubul de Fotbal Alba Iulia. Funcționarii primăriei au trecut inițial în proiect SC Fotbal Club Unirea 2006 SA în loc de Asociația Fotbal Club Unirea 1924, așa cum ar fi trebuit. A apărut SC Fotbal Club Unirea 2006. În acest motiv, vă supunem spre aprobare un proiect de hotărâre în care vă solicităm să fiți de acord cu îndreptarea acestei greșeli din cuprinsul acelei hotărâri, în sensul că în loc de SC Fotbal Club Unirea 2006 să apară Asociația Fotbal Club Unirea 1924, așa cum este corect. O identică eroare a fost făcută și în primăvara anului trecut. Consiliul Local, hotărârea numărul 94, cu act adițional la prelungirea contractului decomodat dintre primărie și Asociația Sportivă cu aceeași greșeală. L-ați votat. Am uitat. Și eu am uitat și dumneavoastră. Ne pare rău. Haideți să ne aducem aminte. Așa nu pot să ne spune. La. Haideți să vă spun exact până la capăt. Deci am votat-o prin aprilie, cred că martie, aprilie, domnul Bocân a după care s-a făcut îndreptare de eroare materială, ca și acum, și s-a modificat acel act adițional cu asociația, cu mișini normal și legal. Viceprimarul Paul Voicu a solicitat funcționarilor din primăria Alba Iulia atenție maximă și a făcut în context o remarcă hilară. Acum colegii mei din primărie au uitat ce greșeală au făcut atunci, eu iar am semnat că eu semnez cu toate prostiile, toate greșelile, semnez că la mine vin, ca în titlu, așa, ca un domnitor, recunosc eu că am greșit, dar trebuie să recunoașteți și dumneavoastră că același prostia ați votat-o în votarea 94 în 2011. Noi nu recunoaștem. Dumneavoastră, cei mai noi, nici nu aveți cum să recunoaște, dar ăștia aveți să recunoaștem. Okay. Dar problema este că avem multe și eu îi rog și public și cu presa de față și cu dumneavoastră pe angajații primăriei să se uite de 10 ori. Până când facem o întâlnire de Consiliu și pe domnul secretar, rog din nou să se uite și dânsul. Pentru că după ce avem acest punct de ordine de zi, mai avem încă două sau trei puncte tot cu erori materiale. Deci rog explicit și implicit și cum vreți dumneavoastră de 1000 de ori, că la urma urmei știm că am greșit cu toții și în 2011. Dar cine face proiectul de hotărâre? Păi ei au avut acolo acest contract de comodat, l-au avut la birou și am văzut că e încheiat între primărie și asociație. Că ăla scrie în antetul hotărârii că trebuie reziliat. Deci l-au avut acolo. Nu l-au scris altceva, nu știu, nici în 2011, nici acum. Celelalte două erori materiale sunt legate de faptul că legislativul de Alba Iulia lipsea ca entitate în conținutul proiectelor ce vizau niște parteneriate încheiate cu un serviciu de integrare socioprofesională și, respectiv, cu organizație dedicată persoanelor de vârsta a treia.